Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM. În China s-a inventat vacanța de primăvară pentru îndrăgostit. Cum așa? Adică vă rog să fiți atenți la dicție, că e important. Deci este pentru îndrăgostit și nu pentru îndrăgostiți. În sensul în care le dă vacanță elevilor, elevii de la unele colegii educaționale majori, le dă vacanță special o săptămână ca să se îndrăgostească. Da. Unii de alții, sau de natură, cum le-o fi norocul, sau mai știi ce găsesc pe acolo. Deci dacă ești gata îndrăgostit, nu e bine. Nu. Primești bonus vacanță. Deci școala implementează sistemul de vacanță de primăvară în speranța că elevii vor învăța să iubească natura, să iubească viața și să se îndrăgostească, a declarat Liang Guohui, director adjunct al colegiului, dacă voiați să știți, Colegiul Profesional de Aviație dintr-un oraș. În fine. Săptămâna verde peste două săptămâni. Bravo, da. La ei săptămâna a fost săptămâna altfel la acum recent și urmează săptămâna verde, că practic în aprilie copiii au o săptămână de școală. Da. E săptămâna altfel, săptămâna de Paște, vacanță și săptămâna verde, deci... Și uite, în China, și un altfel de școală altfel și în China. Dar de unde valul ăsta de romantism, te întrebi? Scade natalitatea. De scade natalitatea, chinezii nu mai fac copii. Până acum câțiva ani nu-i lăsa partidul. Era politica aia. Un singur copil pe care o încălcau, era nasol, era infracțiune să ai mai mulți copii. Acum nu mai vor ei. S-au lăsat de tot. Viața e scumpă, da. Și au o problemă de natalitate și când ai un miliard și ceva de chinezi, problemele demografice sunt mult mai serioase ca într-o țară ca România, unde și aici este o problemă demografică uriașă, în fine. Dar una e la o populație de 19 milioane și alta la o populație de 1 miliard. Și câți mai sunt? Adică, două. Nu sunt 2 miliarde, ia vezi, adică câți mai sunt. Aproape două. China Wikipedia. Administrațiile locale, regionale și chiar companiile au apelat la diverse modalități pentru a-i determina pe oameni să se căsătorească. Le mai dau și 30 de zile de concediu pentru căsătorie. Nu cred că compensează nimic. Ca orice vacanță se încheie cu teme. Deci pleacă în vacanța de îndrăgostit cu teme, mă, fiind chinezi. Aoleu. Da, vor trebui să scrie jurnale de călătorie, să facă fotografii și să filmeze experiențele pe care le au. Bun, acum sper că nu toate experiențele. Da. Sau cine știe. Ai găsit 1,44 de miliarde. Deci aproape 2, cum spuneam. Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM.